Pe ce puteți să adresați niște întrebări, Igor cu drag vă răspunde. Ar fi bine cineva să dea un... Este o așa numit baladă urbană sau poveste urbană, nu știu cum să o numesc exact, pentru că din diferite surse eu am auzit-o povestit fiind ca și cum ar fi fost o întâmplare a unui cu un prieten sau cu fratele unui prieten de-al meu. Deci așa am de trimitere de genul ăsta. Eu prima dată când căutam bani pentru film, eu m-am adresat la un... mă rog, cineva care are tangență cu filmul de la Kiev, care e un tip foarte bătrân, adică un tip deja, probabil, în jur de 65-70 de ani, un om respectabil, și care îmi spunea că în studenția lui, care a fost în anii 50-60, nu știu, povestea asta era altfel interpretată, dar tot asta era. Adică, primul subiect, cum spuneam, este împrumutat. Nu este propriu-zis o poveste inventată de mine. Și cum s-a scos de pijunul? Nu e atât de complicat. Dar... Într-adevăr, chiar dacă obiectul nu mai scoate, așa ar să-i... De altfel, există o replică pe internet, eu am văzut, mi-a trimis cineva, s-au filmat niște băieți care demonstrau că pot băga un obiect în gură și scoate. Au distrus mitul. În fine, sunt o cronică în România undeva am găsit că Cobilianscă își mutilează personajele, ce am zis. Dar dacă asta am găsit. Pentru că, din două motive, probabil. Pentru că nu sunt foarte scumpe sau costisitoare. Pot fi povestite. Asta împreună, ca motiv. Și doi, pentru că eu am personal o anumită atitudine pentru filmul de scurtmetraj. Deci eu consider că filmul de scurtmetraj nu trebuie să pună probleme sau întrebări prea grave. El... În cheia în care, mă rog, am făcut eu, sunt, poate chiar nici nu neapărat filme, cât pastile cinematografice interpretate sau făcute. Dar din punctul meu de vedere, un film scurt trebuie să... nu își poate permite mai degrabă să abordeze problematici majore sau... Filmele nu au avut, practic, proiecții deloc în Moldova, deci asta este ca să nu mint tot ca două oară când ele sunt proiectate în Moldova. În schimb, ele au fost proiectate din nenumărați ori în poziție. 30, 40, 50 de zile, nu știu. În străinătate, în mare parte în Europa. Foarte diferit. Asta e bună, dar foarte diferit. Reacțiile cele mai bune au fost pentru ăsta filmul cu Becu și cele mai proaste reacții, ca să fiu sincer, au fost la ăsta cu Gâsca. A străinilor. Deci, mie personal îmi place cel mai mult ăsta cu Gâsca. Știți și inspirația. În schimb, publicul străin... Au altă mentalitate. Nu neapărat altă mentalitate. Problema e de problematică. Adică ei nu văd nimic deosebit sau, dar pentru noi, într-un fel sau altul, ne amuză frumoasă să oameni din Moldova și vezi niște răsipituri, știi? Adică ei nu sunt foarte... Reacția au fost... Nu zic nu. Ca să nu mă laud. Totodată i-a dat acum plictis și inspirații, vândut de 6 teritorii. În toată America și America Latină. Canada, America, Turcia, tot mai este. Adică el se vinde mai bine, dar în festivaluri sau în reacția la publicului, mai degrabă reacție pozitivă, mai sporită, o bine.
În totalitatea lor, evenimentele cinematografice sunt foarte puține în Moldova, adică nu pot acuza cineva și nici nu mă pot, cum să zic, plânge că în Moldova sau noi avem atâtea evenimente și pe mine nu m-au luat. Adică așa sunt, asta este. Realitatea. Sper că o să o depășim într-un timp anumit, dar nu sunt evenimente ca să îi construiesc. Dar de fapt, cinematografia a Republica Moldova, ce te spune așa, poate depăși criza asta? Nu, cinematografia nu a intrat în criză. Ea a dispărut acum 20 de ani în urmă, adică nu e... și nu cred să mai apară vreodată. Din punctul meu de vedere, în Moldova vor fi autori de film și nu va exista cinematografie. Pentru că cinematografia înseamnă, de fapt, un sinonim industrie. Adică asta e o problemă care nu, nici nu putem rezolva acum și putem să ne dăm doar părerea așa. Asta înseamnă foarte mult. Asta înseamnă foarte mulți creieri, susținuți de foarte mulți bani. Adică, și din păcate, și una și alta e lipsă, mă doar. Da, și care ar fi țări? Nu, dar vor fi, cum spuneam, vor fi autori de film, se vor face filme, dar nu va fi cinematografie. Este un cuvânt mult prea consistent. Sau... în lumea asta sunt câteva cinematografii, 7, 10, să zic maxim. Acum sunt mai 36 ani. Totuși, sectorul de ce aveți în lucrurile? Da, eu am un metraj, care e o producție românească, adică, da, chiar filmele sunt aici. Și până atunci s-ar putea să mai fac un scurt metraj, pentru că nu am. Teoretic vorbind, eu aș vrea să mai fac ceva. O să am o pauză foarte mare, eu mai am niște scenarii în setare și n-aș vrea să-mi las. Pentru că dacă am să intru în un metraj asta înseamnă mult timp și asta înseamnă că filmul va apare pe ecrane în 2011, în toamnă, foarte mult timp. De asta prefer acum să mai fac un scurt și să-l las așa să plutească. Interesant, când sunt. Îmi lucrez și cu ceva mai lucrez acum la un scenariu care este, va fi produs în Rusia. Dar eu consider că eu sunt abia la început, adică am startul, încă mai am. Adică acum o să vedem mai vorbim peste 2-3 ani. Înțeleg foarte bine schemele producătorilor și știu că este adevărat orice prezență feminină, dezgolită, semi-dezgolită, cum să zic, vulgară, semi-vulgară, precum și orice acțiune, cum să zic, de natură să tensioneze la un moment dat spectatorul, bătaie sau nu știu. Asta face filmul să se vândă. Și atunci eu, astea sunt scheme care funcționează în cinema, ele nu sunt condamnabile, atâta timp cât nu se depășește o anumite limite din punctul meu al etice, morale și așa mai departe. Eu sunt total împotriva oricărui sistem care interzice ceva. Eu sunt pentru reglementarea anumitor, cum să zic, orice este în jurul nostru. Dar se interzice, asta e o absurditate, pentru că nu trebuie să interzice. Eu aș accepta, aș aproba, reglementat, bineînțeles, după ora 2 și la TVN sau cum este Moldova 1 și porno sau. Adică, din punctul meu de vedere, nu trebuie să interziști, trebuie să spui, fete, tu ești, bună dimineața, dar tu ai ora 7, tu ai nu știu ce mai. Nu contează, dar ele au dreptul, au dreptul, orice film are dreptul la fie cu bătăie, fie erotic. Filmele pornografice? Cum să zic, asta e o întrebare care mă pune, eu n-am să fac niciodată pornografie, dar trebuie să fii absolut tâmpit ca să interzici pornografia, pentru că pornografia întotdeauna va exista. Ea a existat și va exista în continuare. Și dacă nu ești ca stat, să zicem așa, nu știi să o controlezi, atunci te-o pierzi sub control. Dacă încerci să o interzici, în afară, nu știu, în subsolul, va fi mai grav.